N-ai fost la Sevilla, nu? Nu mi-au dat voie. De ce? Iar nu aveai origine nesănătoasă. Nu, nu, circulam, ca dovadă că n-am plecat cu ei luni, dar duminică am plecat în Germania. O secundă. S-a întâmplat un lucru foarte special. Trebuie să iei de bun tot ce spun, pentru că nu, nu, nu da, exagerez da, și există... Doamne, intru la colonelul Gavrilă în birou. Care era președintele da, clubului. Da, președintele clubului. Și erau așa, Valentin Ceaușescu, Alexandrescu, da, șeful secției de, da, de fotbal, da, Imi Ienei și intră Iordănescu, care era adjunctul lui Imi, da? Exact. Și intră Iordănescu. Secund. S-au adus, zice, ăstea sunt mostrele, asta se întâmpla luni. Și lunea viitoare s-a plecat în, la Sevilla. Ascultă-mă, eu nu pot să spun Sevilla. Eu spun Sevilla. Sevilla. Tu știi că eu când eram student sau elev, se spunea bărbierul din Sevilla? Da. Bine, se zicea Ciociosan în loc de Madame Butterfly. Da, Ciociosan, da, da, sigur că da. Bun, ascultă-mă. Era capitalism Madame da. Butterfly. Fii atent aici. Și eu cu ea acolo. Și zice, ăstea sunt mostrele cu stoferii cu care ne, vrem să ne îmbrăcăm săptămâna viitoare când plecăm, să fie gata. Și eu mă uit așa și zic, și noi? Toți s-au uitat pe mine, adică voi, cine? Noi, suporterii, că nu să-mi spuneți că plecăm la, se pleacă la Sevilla fără suporteri. Asta mi-e Sfânta Cruce. Valentin Ceaușescu. Da, are dreptate. Dăm și mie. Și vorbește cu ministrul Zmeu de la turism. Și aș vrea și eu așa 1000 de locuri pentru finala de la Sevilla. Ăla a înghețat. A înghețat Zmeu. Cât era el de Zmeu? Da. Securitatea nu mi-a iertat faptul că au trebuit să verifice 1000 de dosare până luni. Și eu am fost pe listă până luni să plec. Eu și cu unul de la Ager Press n-am primit viză. Deși listele la amândouă avioanele care au plecat erau contrasemnate de Madame Ceaușescu. Și eu eram semnat de ea, pe lista aia. Valentin, poate să-ți confirme, a ajuns avioanele la Sevilla și el a întrebat, dar Moculescu unde e? Și n-am avut viză. După aia am plecat cu ei la Monte Carlo. Mă rog, nu ți-au dat ai noștri, nu ai noștri, ai noștri, nu, spanioli. Nu, că spanioli erau ocupați cu aranjarea meciului cu Steaua. Nu știi că așa s-a spus, că da, Valentin a aranjat cu regele să câștige Steaua. Dar după aia ai tot fost. Am plecat la... N-am fost cu ei la Monte Carlo. Chiar și cu Steaua. La Monte Carlo. La Monte Carlo sigur, ai fost. Sigur, sigur. Atunci a fost o chestie foarte hazoasă. Mâncam cu Țopescu, cu Neamache, Ionescu, da? Și cum că cineva, într-un șantier acolo, mâncam niște mezeluri cu muștar, cu... Luate de acasă. Nu, luate de acolo, dar așa. Ajuns dimineața, dar nu stăteam la restaurant, îți dai seama, nu? Așa. Și ne bătuse la cap un tip de la ONT, ne-a ținut în ședință, în plevnei, să ne învețe cum să ne comportăm și ce să vorbim, să fim atenți cum ne manifestăm, da? Bun. Se termină meciul, euforie mare, da? Să spun ceva, să știi. Te-a anunțat că începe emisiunea. Așa. Ascultă. Și la intrarea în stadion ni se cereau 3 poze și un fular ca să ni se dea o poză de-a lui Dinamo Kiev. Noi să dăm un fular și 3 poze. La Supercupa Europei. Da. După meci. Da? Pentru o poză de-a lui Steaua primei de la ei, de la Monegași. Da? Primei fular cu Monaco. Insigne. Tot ce vrei. A fost o surpriză de proporții că Steaua i-a bătut și pe Dinamo Kiev. De proporții. Da. Păi ce? Era echipa mare cu Blochin și cu toți. După aia golul lui Hagi din lovitură liberă, nu?